O româncă ce a trecut prin boala COVID-19 a povestit cum a suferit cumplit timp de șase luni după ce s-a infectat. Femeia a reușit să determine sute de oameni să vorbească despre traumele lăsate de COVID și afecțiunile de care au suferit după ce infecția l-a dispărut din organism. O româncă a vorbit despre sechelele rămase în urma infectării cu virusul SARS-CoV-2 și cum a fost determinată să se vaccineze infectat în 2020, simptome post covid, căderea părului, dureri de cap persistente 6 luni, apariția tiroidei autoimune, ridicarea gingiilor, deteriorarea dinților, dureri de genunchi, pierderi de memorie, mărirea dioptriei, oboseală, încă o mai am, momente de depresie, insomnii, creșterea colesterolului și trigliceridelor, cu care încă mă lupt, palpitații la inimă, este tot ce am putut observa post covid. A scris Adriana Stanciu potrivit paginii de Facebook Rovaccinare. Mărturisirile pacientei au continuat, iar aceasta a mai dezvăluit că și-a făcut analizele periodic. Ochelari purtam și înainte, doar că aveam dioptrii extrem de mici de ani de zile. Au crescut foarte mult într-un an. Cu trigliceridele și colesterolul nu am avut niciodată probleme. Dureri de cap erau, dar vagi. În schimb, în cele șase luni au fost crunte. Simțeam că îmi strânge cineva capul într-o menghină. Când vorbesc de cele de mai sus, nu mă refer la simptome ușoare, ci la dureri pe care nu le-am avut niciodată. Îmi cunosc corpul, îmi fac analize în mod curent, am grijă de sănătatea mea. Simt că am îmbătrânit cu 10 ani după COVID, a mai spus pacienta. Long COVID e o nouă afecțiune despre care vorbește și Organizația Mondială a Sănătății. Chiar dacă virusul dispare din organism, în urma lui rămân o mulțime de sechele. Sunt pacienți care ies din boală cu aproape toate organele afectate. Medicii din România spun că 80% dintre bolnavi rămân cu simptome pe termen lung. În aceste condiții, recuperarea post-COVID devine noua povară pentru toate sistemele de sănătate din lume.